Iată că a sosit momentul să ne reîntoarcem și la acest joculeț. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterioare și între timp s-au lansat o grămadă de update-uri, printre care și două misiuni noi. Astăzi vom juca misiunea din Maldive, deci vom merge așa puțin într-o mică excursie să vedem dacă ne putem elimina țintele. Nu uitați să apăsați butonul și de like dacă vă place și dacă mai vreți să vedeți episoade cu acest joculeț. O să-i dăm pe play și să vedem ce ne așteaptă în Maldive. Bă, într-un fel mi-a fost dor de jocul ăsta, dar nu mă așteptam să văd că încă îl mai updatează și încă mai avem chestii noi în el. M-am bucurat foarte, foarte tare. Bine ai venit în Maldive, agent 47. Ok. Îmi place ce văd până acum. Sincer, chiar aș vrea să merg aici așa într-o vacanță. Uite așa frumos, dar... Deci ne vor primi ăștia aici sub identitatea secretă a unui hoț care vrea să se retragă din viața de hoție. Asta este una dintre țintele pe care trebuie să le eliminăm. Deci fata aia este una dintre ținte. Asta este cea de-a doua țintă. Face sport pe aici, prin jurul insulei. Și asta este cea de-a treia țintă pe care trebuie să o eliminăm. Și se pare că stă undeva într-o zonă foarte bine păzită. Deci asta are destul de multă pază acolo, nu știu cum o să reușim să intrăm. Dar trebuie să eliminăm pe toți trei în episodul acesta. Da, nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem și noi peste 10.000 de like-uri la acest episod. Dacă vreți să mai facem și alte episoade. Mult noroc, agent 47. Și iată că am pornit la drum. Bă, chiar mi-a fost dor să văd așa. Și uitați-vă ce grafică are jocul ăsta. Este absolut incredibil. Bun, acum putem să ne uităm să vedem oportunități pe care le avem. Bă, că prima noastră țintă e deja aici. Deci, tehnic vorbind, aș putea pur și simplu să mă duc la ea, să-i dau un pistol de ăsta peste cap și am rezolvat problema. Dar nu cred că ar fi o idee chiar atât de strălucită. Așa că hai să studiem problema mai întâi și să vedem ce face. Că se duce în direcția asta. Așa. Ăla a zis că ar trebui să ne luăm cheia. Băi, eu aș putea să o urmăresc pe fata asta dacă ar fi, dar... cred că nu o să ne ducem încă în direcția respectivă. Avem aici o oportunitate nouă. Hai să vedem. Oportunitate nouă. Ce-ar fi dacă aș cobori eu aici și vom asculta această oportunitate? Să vedem despre ce este vorba. Uite, fata aia are oportunitate pentru noi. Nu o să-ți vină să crezi unde sunt. Da, m-a adus aici. Și aparent trebuie să-și facă ceva cu un doctor aici, cu un pacient. Și acum dacă dăm pe F1, putem să mergem la Mission Stories. Și avem aici misiunile pe care le putem face. Văd aici că am posibilitatea să iau deghizarea unui doctor. Așa că exact acest lucru vreau să-l fac. Și doctorul vine chiar acum. Așa că hai să încercăm să ne strecurăm și să-l anihilăm, ca să ne putem deghiza ca și el. Bun, mergem așa frumos, frumos. N-o să bănuiască nimic. Sper. Sunt doi, doctoriță și doctor. Țac. Țac. Bun. Am rezolvat problema. Îl tragem, ne deghizăm mai întâi. Hai să ne deghizăm. Țac. Trebuie să și ascund acum, pentru că dacă nu-i ascunzi, vei avea probleme mai târziu. Sper să nu vină fata aia încoace. Fată, tu vrei să vii încoace? Sper că nu. Sper că nu, eu recomand să stai acolo că e mai sănătos. Bun, îl punem pe ăsta aici și pe fata asta tot aici. Și mergem să ne luăm stetoscopul ca să părem și noi că suntem doctori, corect? Că până la urmă, ia să vedem. Unde-i mă stetoscopul ăla? Uite-l aici, perfect, acum avem setul complet. Bun, și acum am zice că trebuie să mă duc undeva acolo și să mă... trebuie să mă prefac că chiar sunt doctor. Și ce să fie destul de tare. Hai că am dat acolo o chestie aia și nu cred că a fost bine. Dar, hai mă să mergem așa frumos. Doctorul 47 la datorie. Ce zici mă de doctorul 47? Nu te joci cu el. Îmi place foarte mult joculețul ăsta. Hai să vedem cine a ajuns până aici la episod. Hai să facem în felul următor. Dacă ați ajuns, vom număra până la 5 și cine dă like la 5, vă mulțumesc mult de tot, da? Hai să vedem. Dacă nu ați dat încă. 1, 2, 3, 4, 5. Like. Vă mulțumesc din suflet dacă ați apăsat pe butonaș și acum ne îndreptăm spre zona unde ar trebui noi să fim. Grafică, poate să aibă jocul ăsta, adică nu știu, mi se pare absolut incredibil. Și în afară de asta mai avem o misiune undeva în New York cu o bancă unde trebuie să jefuiești banca.
El de obicei nu prea jefuiește bănci, adică na, e agentul 47, el de obicei omoară oameni, însă, da. Iar aici n-aș fi putut să intru dacă n-aveam deghizarea de doctor, dar acum, tu ești doctorul, da? Domnul Williams te așteaptă, e în casă. Ok. Ok, asta a zis că o să ne verifice buzunarele dacă vreau să intru. Bă, asta înseamnă că o să trebuiască să-mi las armele aici, corect? Drop item. Bănuiesc că nu o să le vadă nimeni aici, corect? Și am doar stetoscopul la dispoziție pentru a putea să-l omorâm. Stetoscopul bănuiesc e ok, corect? Get frisked. Hai să vedem. Da, mă, frate, hai, verifică-mă. Verifică-mă că n-am nimic. N-am nimic la mine. Pe bune zic. Doar dacă îmi găsește banul ăla, dar banul ăla n-are nimic, e o monedă. Ok. Frix past. Ok. Continuăm, mergem mai departe, hai să intrăm în casa lui. Deci eu trebuie să-l omor pe ăla, dar sper să nu mai fie alți oameni în cameră, că dacă sunt alți oameni în cameră s-ar putea să nu putem să-l omorăm. Văd că mai este oportunitatea aici. Hai să vorbim. Eu sunt doctorul. Da, am ghicit. Hai, urmărește-mă până în camera lui domnul Williams și te rog să nu atingi nimic. Curățăm casa astăzi. Ok. Nu ating nimic, domnul. Nimic. Doar am să-l omor pe șeful tău. Dacă știi ce zic. Nicio problemă. Intrăm aici în cameră. Excelent. Da, cu siguranță îl voi asista. Așteptați aici, domnule doctor. O să vină și domnul Williams în curând. Să vă consult, iată să-i închiloți. Stai, tu nu ești doctor Singh? Cine ești tu? Doctorul Singh e cam obosit. A avut o noapte lungă. M-a întrebat pe mine dacă pot să-l ajut. Am o febră mare, doctore. Nu pot să ies afară. Trebuie să stau înăuntru. Ok, stai așa că se dezbracă. Ok. E în sleep. Și acum ce facem? Trebuie să-l consult? Pe bune? Prefer medical examination. Ce, aveți o febră, domnule Williams? Da, de vreo săptămână am o febră. Stai că l-ascult la plămâni acum, ești nebun. Request? Ia. Tușește. Doamne ferește, eu n-am ce treabă cu medicina. Întoarce-te cu spatele. Aș putea să încerc ceva. Stai să văd ce am la dispoziție. Am un ban pe care aș putea să-l arunc acolo. Ăla se uită în altă parte. Se uită toți în altă parte? Eu l-am luat pe ăsta. Îi dau snap neck. Nu s-a uitat nimeni. Ok. Și ăsta la fel. Nimeni nu se uită. Zac. Și acum și ăla. Frate, nimeni nu a auzit ce am făcut eu aici. Serios vorbești. Zac. Boom. Perfect. Bun. Acum pur și simplu îi vom trage așa. Nu știu dacă am unde să-i ascund aici. Și probabil ar fi o idee foarte bună să mă deghizez în bodyguardul ăsta. Cred că ar fi cel mai bine. Am locker key. Nu știu de unde este acest locker key mai exact. Dar hai să luăm ceva cu care putem să-i omorâm pe ăștia pe aici. Vom ieși pe ușa din față. Dacă chestia asta va reuși, mi se pare destul de amuzant faptul că nimeni nu m-a auzit făcând chestia asta, adică pe bune. Bine, ce vreau să vă zic în legătură cu jocul ăsta este că dacă faci misiunea asta de două ori, vei putea să faci o altă asasinare complet diferită, adică nu vei face de două ori același lucru, ba chiar vreau să zic că la fiecare țintă în parte ai câteva metode, cred că vreo 5 sau 6, 7 metode prin care poți să-ți asasinezi fiecare țintă în parte. Deci e destul de ca lumea. Chiar putem să mai facem alte episoade în care vă arăt alte metode prin care îi poți prinde nu numai pe ăștia, dar chiar și pe alții. Văd încă o oportunitate undeva aici în zonă. Bă, dați muzica mai încet. Ceva cu un jet ski, dar nu știu exact. Hai să vedem, tot așa, un mission story revealing. Îți vine să crezi de Steven Bradley? E ținta noastră de care vorbește tipul asta. Nimeni nu o să-l dea afară. Ok. E singurul șef engineer de aici. Din zonă. Ok, ci că s-a scufundat o barcă din cauza lui și puteau să moară oameni.
Ok, hai să vedem. Îi place să se dea cu jet ski-urile, dar nu poate să se ducă pentru că instructorul de scuba i-a confiscat cheile. Și aceste jet ski-uri sunt foarte... Adică să poate să aibă un accident cu aceste jet ski-uri. Dacă i-aș face eu ceva la jet ski în cazul în care, să zicem, că ar putea să aibă un maxim de accident, să zicem așa, nu știm încă din ce cauză, dar este posibil să aibă un accident. Ia să vedem, o să intru aici. Ăsta e instructorul de scuba. Retrieve the water scooter keys. Cred că aceste keys sunt la acest instructor. Deci probabil că trebuie să-l omor pe ăsta și să-mi iau deghizarea lui. Însă omul acum pleacă. Bun, acum cred că e foarte important să încercăm să eliminăm unul câte unul, pentru că altă variantă nu prea avem. Voi încerca eu să mă folosesc de acest bănuț, să-l fac pe ăla să se ducă în direcția asta, cel puțin unul dintre ei. Nu știu dacă o să reușesc, dar încercăm. N-a vrut nici măcar unul dintre ei să facă chestia asta. Am să încerc să-l omor pe ăsta primul, să văd dacă se prinde. Nu s-a prins încă. Nu s-a prins, să-l tragem în boscheți. Fain, frumos, a dispărut. Gata, nu mai e nimeni aici. Ca și cum nimic nu s-a întâmplat, știi? Țac. Foarte frumos, foarte eficient. Curat. Ia uite, e ca nou. Have a nice day. Bun, acum, have a nice day. Trebuie să am grijă că asta stă cu fața aici. Fii atent, fii atent. Țac, vin așa. Bam, snap neck. Perfect. Îl tragem ca să nu-l vadă nimeni. Vino încoace tot în boscheți. Și am luat cheia? Nu i-am luat-o. Stai să vedem pe unde e, că acum a picat, uite aici. Water scooter key. Și am cheia. Bă, cât de eficient a fost, pe bune. Deci mai bine decât atâta nu cred că se putea. Și mă, trebuie să mergem la Bradley ăla, să-i dăm cheia. La petrecere, mă, el e la petrecere. Nu, aici cred că e sala de forță. Da, aici e sala de forță. Mergem aici. Domnule Bradley, luați-vă cheile de la scooterul acvatic, cum îi spun aici în joc. Eu spun jet ski. Luați de aici, domnul. Foarte bine, foarte bine. Nicio problemă. Și acum să vedem ce se întâmplă. Mission story completed. Ok. Acum, din ce m-am interesat, nu există vreo modalitate de a-l omorâ pe acest jet ski fără să ai un item special. Și acest item special nu știu exact de unde să-l iau. Vedeți, este exact acest item pe care nu l-am momentan. Așa că va trebui să improvizăm. Va trebui să încercăm o nouă metodă. Și această metodă va implica un piculeț mai multă creativitate din partea mea. Așa că o să trebuiască să scăpăm de martori mai întâi. Bineînțeles. O să vedem dacă ăsta de aici face ceva yoga, din ce observ. Jibang. Perfect. Sper că n-a văzut nimeni acest lucru. Ok, îl băgăm aici în boschete. Și asta n-o să mai zică nimeni nimic. Perfect, acum mergem la următoarea țintă. Următoarea țintă o să fie domnul acesta de aici, care ne cam incomodează. Așa că o să-l tragem de aici fain frumos. Ok, am o idee în minte. Mi-a venit o idee. Ok, domnul, ok. Nu facem nimic, nu facem nimic. Stai liniștit. Stai liniștit. Doar patrulez zona să mă asigur eu că totul e în regulă. Acum, ăla se va duce cu jet ski-ul. Iar în acest timp, cât el se distrează cu acel jet ski, nu cred că o să observe că eu am să încerc să-l omor pe ăsta. Așa. Țac, direct între ochi. Perfect, intrești tu aici în boscheți. Îmi place harta asta pentru că poți să-i ascunzi pe toți în boscheți. Adică efectiv ai spații infinite să-i ascunzi. Și acum, ia să vedem, o să iau ăsta de aici tot așa ca să nu se prindă nimeni. Și ăsta acum o să încerce să vină încoace. Însă, nu o să mai aibă oportunitatea aceasta pentru că am să trag de aici în el. Ținta a fost eliminată. Și acum ăla rămâne în apă și nu-l vede nimeni. Bă, zi tu dacă n-a fost bine. Perfect, mai avem încă o singură țintă. Da, după cum vedeți, ținta noastră este exact în zona de masaj, în zona de spa și se pare că a venit o mare furtună pe insulă. Dar asta nu o să fie o mare problemă. Mamă, bate vântul acum pe insulă, ia uitați-vă cum e. Bă, e mișto rău de tot cum au făcut jocul, cum au făcut nivelul acesta. Nu cred că o să comenteze nimeni. Hai să vedem dacă o să ne iasă șmecheria. Ăsta stă aici, pe bune? Hai, intră și tu înăuntru. Țac, țac. Easy! Închidem ușa. Închide ușa! Oh my god! Nu trebuie să vadă nimeni chestia asta ce am făcut aici. A fost... asta a fost cea mai ușoară. Să ne ducem și să plecăm de aici. Mai ales că a venit și dita mai furtuna. Hai să ne facem...
să ne facem nevăzuți. Avem mai multe modalități de a pleca din ce observ eu aici. Și acum dacă o să-i găsească, o să fie problemă mare. Așa că hai să vedem ce modalități avem de a pleca. E vreun avion disponibil? Cred că acolo e un avion, dacă nu mă înșel. Hai să vedem. Văd că pe aici nu comentează nimeni nimic decât... era unul care s-ar putea să se fi luat de mine. E un avion, dar nu sunt sigur dacă putem să plecăm cu el. V-am zis, eu puteam să fac misiunea asta în... cu totul și cu totul altă metodă. Dar dacă o să vă placă, dacă văd susținere din partea voastră la acest episod, poate mai facem misiunea asta și prin alte metode. Să vă arăt cum mai puteți să faceți chestia asta. Fac eu un vapor aici care putem evada. Exit mission. Și am plecat. Nimeni nici măcar n-a știut că i-am omorât pe ăștia. A fost totul așa frumos. Am avut și concediu. Acum e timpul să ne întoarcem înapoi. Bă, mi-a plăcut aici în Maldive. N-am ce să zic, chiar fain. Cam asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade, sunt o grămadă, mă frate, de misiuni pe care le poți face. Gândiți-vă că acum în Hitman 2 ai și misiunile din primul joc. Da, deci poți să le joci și pe cele din primul joc și ai o grămadă de alte ținte pe care le poți face. Deci ai foarte, foarte mult content în jocul ăsta în momentul de față. Așa că, da, mă gândesc să mai facem. Dacă o să vreți, ia uitați-vă câte avem aici și pe fiecare în parte. Opa, o grămadă. Asta e misiunea cu banca, cea nouă, pe lângă asta din Maldive. Așa că poate asta o să fie data viitoare. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!